Bine m-am găsit la un nou episod. Iată că a venit momentul după o lungă perioadă de timp să mai filmez cu mașina mea personală. Ce drept îmi doresc de ceva timp să fac clipul ăsta. Am vrut să-l fac la un anumit rulaj, doar că eu mergând zilnic cu mașina asta s-au adunat kilometri și am ajuns deja la un alt prag, să zic așa. Voiam să fac clipul ăsta în momentul în care mașina asta a ajuns la 250.000 de kilometri, doar că se apropie deja de 260.000 și voiam oarecum... De fapt, am vrut și vreau în continuare să fac oamenii să înțeleagă că mașinile pot să meargă și peste 200.000 de kilometri, pentru că știu că ăsta este un prag psihologic la mai multe persoane. Mașina are 258.060, deci a trecut de 258.000 de kilometri. Eu am de la 118.000, deci are 150.000 de kilometri la mine în 2 ani și câteva luni. Deci în 3 ani probabil o să aibă vreo 160-170.000. Depinde, au fost perioade în care am mers și foarte mult cu ea, au fost perioade în care mașina a stat. Dar înainte de a trece la episod, vreau să vă prezint raportul de la acest Volkswagen Passat, pentru că iată a venit și momentul pentru un Passat, mașina românului. Este vorba despre un Passat B7 din 2011, diesel, ce are kilometri la ținapoi, însă și situația financiară și juridică și pe parte de daun este ok. Avem aici niște fotografii din 2019, când mașina a fost pusă la vânzare, din diferite unghiuri, probabil aici a fost listată pe mobile sau undeva la un dealer. Mă rog, mașina de altfel destul de dotată, ventilație, scaune full electrice, memorie automată, adică genul de mașină care ți-a ochii. Automată, senzori de parcare, start-stop, încălzire în scaune, navigația cea mare cu 4 butoane RN și 110 și avea 362.000 de kilometri. Arăta bine mașina pentru kilometri ăștia. Aici din nou poze sugestive să se vadă exact ce dotări avea. Destul de dotată mașina cei drept. După care avem kilometrajul și aici avea 362.000 și bineînțeles după 2 luni de zile mașina a ajuns în România și s-au dat înapoi vreo 230.000 de kilometri, ceea ce mi se pare absurd, adică mi se pare extraordinar de rău, nu știu cine a avut curajul ăsta. După care mașina într-adevăr a mai mers puțin, dacă nu cumva s-au dat kilometri înapoi și între ITP-urile astea, nu știu ce să zic. Dar ideea este că cineva aici a avut foarte mult curaj. Și ideea este destul de simplă, pozele au fost făcute aici când a fost pusă la vânzare, 2019 luna 12, coborând puțin mai jos, culoarea argintiu, automată, break, Passat 2011. Iar aici a fost la vânzare, sunt pozele și bineînțeles după 2 luni de zile a fost matriculat, probabil sunt kilometri înregistrați la rar în momentul în care s-a făcut cartea de România și aici mai avem 2 ITP-uri. Așadar, după cum am zis în alte episoade, depinde foarte mult de istorie cu mașinii, unde a fost listată, cum a fost listată, pe partea de daune depinde unde a fost reparată, cum a fost reparată, însă aici nu știu dacă există dovadă mai mare cu privire la kilometraj, având în vedere că există poze la bord la 362.000 de kilometri. Dar când îți cumperi o mașină foarte, foarte căutată și șansele să ți-i țeapă, mai ales că este și căutată, mașina nu și-a arătat kilometri, este dotată și este și un model foarte căutat la noi, șansele să ți-i țeapă sunt destul de mari. Așadar, depinde bineînțeles de istoric, însă car vertical poate să fie un punct de plecare. Nu poate să vă zică nici car vertical tot, însă este un punct de plecare în cazul în care vi se oferă seria de șasiu. Și depinde din nou de istoric, adică nu pot fi toate rapoartele așa, dar dacă a fost listată într-o licitație sau într-un site public, probabil o să vă apară și niște poze de când a fost listată la vânzare. Așadar, dacă vreți să verificați voi mașina, aveți link în descriere cu 20% reducere sau puteți folosi codul Luțu la pagina de plată. Hai să trecem la episod. Depinde, na, de ce nevoie am și eu până la urmă. Dar în ăștia 150.000 de kilometri, în afară de consumabile, n-am schimbat absolut nimic, deși sunt problematice și pentru abonații mai vechi o să vă dau câteva detalii tehnice și cu privire la dotările pe care le are, pentru că poate sunt printre voi abonați mai noi și găsiți, cred, da, probabil am făcut prezentare în momentul în care am achiziționat-o, cred că a fost în august-septembrie 2021, deci face 3 ani anul ăsta. Și de atunci s-au întâmplat multe în ideea că am mers mult cu ea, am fost cu ea și în afara țării și a fost o perioadă în care am vrut să o vând, după care m-am gândit că nu prea m-aș mai îndura de ea pentru că nu mi-a făcut probleme și, mă rog, sunt mai multe considerente pentru care la momentul actual nu cred că m-aș mai îndura de mașina asta și pe mine personal nu mă deranjează kilometri la o mașină atât timp cât merge și e ok și are prețul corect, pentru că multă lume vrea până în 200.000, dar nu vrea să plătească. Și într-un final își cumpără una cu 180.000 în bord, care are 300.000, care probabil ar face mai puțin bani, dar contează că are mai puțin în bord.
n-are sens să intrăm în detaliile astea, că nu și-au rost în momentul ăsta. Deci e vorba de un E-Class din 2017, 2.0 diesel, 150 de cai putere, da, știu, nu trage, da, știu, astea nu sunt bune, frate, că ce să faci cu 150 de cai în România? Ei bine, mașina asta m-a dus în Germania, m-a dus în Austria, m-a dus cam oriunde am avut eu nevoie, în Bulgaria, cu un consum bun, cu un confort ridicat din punctul meu de vedere, cu niște faruri care sunt spectaculoase pe timp de seară, avem farurile LED multibeam, cu ceasurile astea digitale, camere 360, cu un sistem audio premium ce se punea atunci când a ieșit mașina asta pe piață, Burmester, am memorie, am scaune full electrice, adică sunt mult mai multe lucruri ce mi-au plăcut la mașina asta în momentul în care am achiziționat-o, față de, bine, kilometrii nu m-au interesat neapărat, dar dacă a fost configurația pe care am vrut eu, a fost suficient. Dar ideea e că nu prea m-a interesat motorizarea, având în vedere că eu oricum merg mult în afara orașului și multă lume probabil s-ar întreba, dar unde ai făcut kilometri și ai făcut Uber sau Bolt? Nu. Dar uite, cred că 20-30 de mii de kilometri din kilometri de care v-am zis mai devreme au fost făcuți în momentul în care am livrat anumite mașini. Pentru că am dus mașini și la Oradea, am dus mașini și la Iași, am dus mașini la Brașov, am dus mașini, oricum, cred că 15.000 de kilometri sunt făcuți doar pentru partea asta de livrări, că am dus anumite mașini la clienți la domiciliu și nu îmi pare rău. A fost o perioadă în care am vrut să o vând, am zis, bă, că uite, poate după nu mai iau niciun ban pe ea și așa mai departe. Da, mi-am dat seama că e o mașină bună, e o mașină fiabilă și plus de asta, cred că cel mai important motiv ar fi faptul că abonații vechi știu că 4 ani de zile am mers cu Logan, am mai avut un Passat CC, am avut un F10, am avut Talisman, am avut T90, după care a venit mașina asta. Iar mașina asta fiind oarecum vârful pe care eu l-am avut și ca și design, și ca și tehnologie, și ca și dotări, și ca și ținute de drum și multe altele, de asta parcă nici nu prea îmi vine să mă despart de ea, pentru că una la mână, cu privire la kilometri, eu fac naveta, eu nu stau chiar în oraș, deci naveta e din start cu ce mă mai învârt eu zilnic prin oraș, cam 100 de kilometri minim pe zi. Dacă faci un calcul simplu, sunt 3.000 pe lună, ori 12, sunt 36.000 de kilometri pe an. De asta, pe mine personal, nu mi se par mulți kilometri, 30-40.000 de kilometri pe an, pentru un diesel. De asta mi-am și luat diesel. Dacă mergeam preponderent în oraș, nu am un diesel, de fapt nu am o benzină, un hibrid. Aici este și locul unde o să-mi fac eu o căbănuță la un moment dat, cum îmi zic mai mulți prieteni, să-mi fac o căbănuță aici la RAR, că am zile în care aici stau toată ziua, dar dacă nu mi-ar plăcea ceea ce fac și n-aș avea anumite satisfacții, vă dați seama că nu aș mai sta aici. Și bine, știu că sunt multe firme care se ocupă cu ce mă ocup și eu și nu fac RAR-ul, îți dau în puternicire și descurcă-te, dar eu nu sunt așa, adică prefer să ia clientul mașina de la mine cu toate actele pregătite, să meargă să matriculeze mașina, să nu mai stea la RAR și așa mai departe. Revenind la mașină, după cum am zis anterior, da, este un motor de 2.0 150 de cai, este cea mai slabă variantă de putere și cred că a fost cea mai bună alegere pe care am putut să o fac vreodată. Da, n-are reprize extraordinare de viteză, dar nici nu mă interesează treaba asta și cred că de asta nici nu prea am avut nicio problemă cu ea, din simplu fapt că nu e un motor forțat. Consumurile sunt bune, adică a venit din Germania cu ea 1800 de kilometri cu un consum de 5,2%, mergând în limitele normale, adică n-a mers nici foarte încet, nici foarte tare. Bine, 5,2 pe bord, să zicem că la pompă probabil era undeva la 5,56%, ceea ce oricum e o mașină mare, e o mașină care are aproape 2 tone, aveam bagaje după mine, adică tot mi se pare un consum foarte bun. Doar că pe partea de consum este ajutată foarte mult și de cutia de viteze, care este un nou G-tronic, un nou trepte, și am zis că aș vrea ca acest clip să-l fac pe autostradă, pentru că, uite, vorbind de autostradă, aveam săptămâni, acum în ultima perioadă n-am mai fost, dar aveam săptămâni în care făceam autostradă chiar și de 4 ori pe săptămână. Pentru dacă, de exemplu, merg Pitești-București dus-întors, sunt 300 de kilometri cu cite mai vârst prin București. Ori 4 sunt 1200 de kilometri într-o săptămână, ori 4 săptămâni, deja te duci aproape de 4800-5000 de kilometri pe lună. Acum, în ultimele clipuri pe care vi le-am arătat, ați văzut că v-am arătat 530E cu 340.000, v-am arătat F10 cu 340.000 și ați văzut că mașinile mergeau, adică nu înseamnă că trebuie să le arunci la gunoi. Pentru că dacă sunt merse, i-am mai zis și prin alte episoade, dacă o mașină este mersă și este mersă în condiții optime, la drumuri lungi și în afara orașului, e posibil să meargă mai bine și să fie mai bună decât una care a stat. Niciodată nu o să zic o mașină care are
60.000 de kilometri mergi în aceleași condiții, nu bară la bară în București sau în orașe, nu o să zic niciodată că mașina este mai slabă decât una care are 200.000, dar să fie făcuți în aceeași manieră, pentru că până la urmă totul se rezumă la orele de funcționare sau, mă rog, unde a fost exploatată mașina. Și vorbeam despre cutia de viteze. Păi eu la 120 la oră am 1400 de ture. De asta sunt consumurile care sunt, probabil de asta motoarele astea duc foarte mulți kilometri, pentru că nu sunt forțate, nu merg în stres. Și, nu știu, să zicem la 180 la oră ai undeva la 2000 de ture în treapta noua. Adică nu știu ce putea să-ți mai dorești mai mult. Da, are jante pe 19, este pachet AMG interior-exterior. Și au și ele problemele lor, cum au cam toate mașinile de generație nouă, adică au probleme pe AdBlue, au probleme pe diferiți senzori de noxe, senzori de AdBlue, dar uite, să zic că secretul meu, dacă pot să zic așa, deși e mult spus, uite, hai să mergem la 140 pe pilot, secretul meu ar fi că întotdeauna am pus AdBlue original și niciodată nu prea a scăzut range-ul sub 2-3 mii de kilometri. Acum, de exemplu, are puțin sub 3 sferturi și range-ul este 9200 de kilometri. Deci pe partea de AdBlue chiar n-am avut nicio problemă. La 140 în treapta 8-a avem aproape 2000 de ture și dacă mergem în treapta 9-a sunt undeva la 1500-1600 de ture. Ceea ce nu știu dacă poți să-ți dorești mai mult. Deci pe partea de motor n-am avut nicio problemă, distribuția este originală și nu are zgomote. Reviziile au fost făcute la maxim 15.000 de kilometri, doar că, având în vedere cum merg eu, pe unde merg eu și câți kilometri fac eu, asta înseamnă undeva la maxim 3 luni. Adică mașina asta are undeva la 3-4 revizii pe an și, din nou, de asta tind să cred că nu a avut nici probleme foarte mari sau nu am avut probleme cu ea. La cutia de viteze, ultima revizie a fost făcută la băieții de la reviziecutie.ro de la București, pe care îi recomand cu mare căldură. Nu mai știu exact costul, cred că undeva la 2300 de lei. Toată revizia cu ulei, cu manopera lor, cu tot. Ceea ce nu mi se pare un cost foarte mare și sunt foarte profesioniști, adică am lăsat mașina la 10 dimineața și la 10:40 de minute deja am fost sunat să vin să iau mașina că este gata. Într-adevăr, poate nu mai schimbă nici acum, schimba când era de nou, dar nu are zmucituri, nu are patinaje, nu are trepidații sau ceva. Adică s-a constatat atunci când i-am făcut revizia că într-adevăr cutia nu avea suficient ulei. S-a făcut revizia din nou de la zero pentru că o făcuse la un alt service și din păcate n-a fost făcută cum trebuie. Da, de atunci să zic că au mai trecut 10-15 mii de kilometri și dacă era compromisă cutia sau dacă avea probleme, cu siguranță cedea până acum. Acum, eu am mai zis și prin alte episoade, și dacă la mașina asta ar ceda cutia, ar ceda motorul, ar ceda ceva mai grav, tot nu aș considera o mașină nefiabilă. Pentru că e o mașină de generație nouă de la care personal mă așteptam să îmi facă anumite probleme. Adică nu mă așteptam să mă lase în drum sau să am probleme cu ea, dar mă așteptam având în vedere că le știu cât de complicate sunt. Și nu e vorba doar la Mercedes, e vorba cam la toate brandurile de faptul că sunt mașini de generație nouă și sunt complicate. Ai AdBlue, ai DPF, ai EGR, ai tot felul de senzori, un senzor de noxe poate să ajungă și la 3000 de lei unul și nu e un singur senzor. Pe partea de AdBlue, din nou, poți să ai diferite probleme, dar eu zic că poți să le eviți sau să le previi dacă întotdeauna folosești AdBlue original și încerci pe cât posibil ca mașina să nu ajungă la un nivel minim de AdBlue. Probabil dacă era vreo motorizare biturbo sau, nu știu, ceva mai complicat, poate că și pe partea de motor avea anumite probleme. Recunosc că unor poate simt nevoia de mai multă putere într-o depășire, dar având în vedere că înțeleg faptul că mașina asta n-a fost concepută pentru sportivitate și pentru a face slalom cu ea și nici nu ai cum să faci slalom prea mult cu mașina asta care e aproape 5 metri, adică e o mașină făcută de confort, de spațiu și eu mi-am dorit de la ea în momentul în care am cumpărat, mă rog, de la un model similar, mi-am dorit sistem audio neapărat să fie Burmester, mi-am dorit neapărat ceasurile digitale, tablete, au o mulțime de denumiri, dacă te uiți în anunțuri, au o mulțime de denumiri. Și pacheta AMG aș fi vrut. Am mai zis prin alte episoade povestea, inițial licitați-mă o mașină, mașină luată de pe Adesa, mă rog, actuală Open Lane. Mai licitați-mă o mașină, era mai slab dotată, avea kilometri similari și nu mai țin minte, cred că a fost mai ieftină cu vreo 2000 de euro aia, doar că mi-au refuzat oferta la ea.
E, și în momentul în care mi-au refuzat oferta la mașina respectivă, am zis ok, ăsta e un semn, hai să mai caut, hai să vedem ce mai găsesc. Adică eu am mers cu un singur E-Class înainte să-l cumpăr pe ăsta și a fost E-Class unui prieten, care și acum cred că are tot așa aproape 300.000 de kilometri și merge foarte ok. Eu am mers cu E-Class din ăsta care avea 700.000 de kilometri, fusese taxi în Franța și mașinile astea oricum sunt expuse să fie taxi, adică să aibă kilometri mai mulți, pentru că probabil și cei din afară le cumpără din acest considerent pentru că sunt fiabile și știu și ce cumpără sau de ce le cumpără. Din păcate e foarte aglomerat, o să încerc să întorc și să intru înapoi pe autostradă, că aici este intrarea în oraș. Adică în Viena, cred că 8 din 10 taxiuri sunt E-Class-uri W213. Acum, nu știu, și partea asta cu taxi. Foarte multă lume, domnule, dacă a fost taxi, dacă nu știu ce. Este posibil ca anumite mașini care rulează în regim de taxi și la noi în țară și în afară să fie mai întreținute decât unele care sunt omorâte și așa mai departe. Dar e cu dus și întors, nu știu. Pentru mine nu cred că mi-aș cumpăra o mașină care a făcut taxi. Dar nici n-aș merge pe ideea că o mașină care a făcut taxi e neapărat o mașină mai proastă. Pentru că pot să fie și taxiuri foarte întreținute, adică sunt taximetriști care probabil își întrețin mai, mașina mai bine decât persoanele fizice, tocmai pentru că mașina respectivă le produce bani. Și a fost o perioadă în care vreau să o vând. Sunt conștient de faptul că o mașină cu 150.000 de kilometri cu dotările astea are un preț și mașina asta, dacă eu o să hotărăsc să o vând la 30.000 de, la 300.000 de kilometri, o să aibă un alt preț, adică înțeleg și aspectele astea și nu sunt nebun la cap să țin de preț sau să zic, domne, nu că e mașina mea și trebuie să aibă o altă valoare pe piață, dar am observat că mașinile astea, E-Class-ul, generația asta și G30-ul și pe mobile dacă le cauți și chiar și în licitații, dacă au dotări, indiferent de motorizare, dacă au dotări și sunt în stare ok, deși ele ca și mașini, mă rog, s-a păstrat bine mașina, adică n-are volanul mâncat, are și 260.000 aproape. Scaunele sunt un pic uzate aici pe lateral și la șofer la fel, dar din nou sunt 260.000 de kilometri și poate că multă lume ar zice, ok, uite, o ai 250.000, are 260.000 și nu ai probleme cu ea. Păi da, dar nu ai probleme că e Mercedes. Ei bine, eu consider că un Renault, motorizele diesel mai ales 1.5 și 1.6, cred că sunt motoare care poate să ducă lejer 300-400.000 de kilometri, deci lejer. Sunt o grămadă de motorizări care poate să ducă minim 400-500.000 de kilometri dacă sunt exploatate corect. Din punctul meu de vedere, nu prea există motorizări proaste la modelele de generație mai nouă, poate mai sunt, că unele sunt și proiectate proști și drept sau au anumite probleme de fabrică. Dar eu zic că orice mașină, dacă este exploatată corect și este întreținută corespunzător, eu zic că nu prea are ce probleme să facă. Ce mai îmi place oarecum, deși uneori este deranjant la cutia asta nouă G-tronic, este faptul că, indiferent că tu ai 1 la oră, ea îți rămâne în treapta a doua pentru a nu te zmuci, să zic așa, pentru un plus de confort. Adică rămâne în treapta a doua, ea practic... Până găsești o poziție, să zic așa, convertizorul merge până la 1800 returi, atunci cuplează și atunci și pleci de pe loc. Acum pe unii deranjează, pe unii nu deranjează. De exemplu, mașina asta câte butoane are Boss, are un singur buton care este head-up display-ul. Personal, adică nu era o dotare care să mă dea înapoi. Mi-a plăcut foarte mult când a fost configurată mașina, am cumpărat-o cu jantele zgâriate, mai aveam izgâreturi școlă, dar nu prea m-a interesat, pentru că am prins oarecare experiență și am înțeles că sunt anumite aspecte pe care trebuie să le accept, că e o mașină uzată. Știu cât a fost mașina asta nouă, știu cât am dat eu pe ea, știu cât va valora în momentul în care se va vinde. Sau mă rog, nu știu exact cum o să fie piața, dar mă refer că înțeleg că sunt niște uzuri, înțeleg că e o devalorizare la mijloc și nu poate să aibă același preț. Adică nu o să fie niciodată absurd, că mai știu persoane care, domne, pe ea a fost a mea, că am întreținut-o obsesiv și așa mai departe. În general, mașinile întreținute obsesiv sunt mașinile de pasionați și sunt mașinile care se vând oricum între prieteni sau... Bine, nu e neapărat ăsta un punct de referință, că poate să fie o mașină care este întreținută obsesiv și probabil că mulți dintre voi știți faptul că o mașină, dacă este și menajată foarte mult, adică nu se merge din când în când mai tare cu ea, nu se merge mai turat, nu știu, nu ies cu ea la drum lung că o omor și așa mai departe, alea sunt mașinile care vor pica prima dată. Nu zice nimeni să-ți bagi joc de mașina ta, dar orice mașină mai trebuie din când în când și scoasă la drum lung, mai trebuie mersă cu ea și mai turat, pentru că, bine, asta când motorul este cald. Și ce mai îmi place la, deși am descoperit destul de târziu care e funcția asta, ce mai îmi place la mașina asta,
este faptul că avem aici la Dynamic Select, avem date motor și îmi place că ai temperatura uleiului și ai încărcare de la alternator plus caii pe care îi folosești și culpul pe care îl folosești. Deci mașina are undeva la 360 de Nm și nu știu de ce e gradat până la 175 de kW, că ea pe la vreo 110 se cam oprește, că are 150 de cai. Dar și asta e ok pentru că poți să monitorizezi temperatura uleiului. E o mașină de generație nouă, dar e bine să urmărești treaba asta. Și revenind la partea de fiabilitate, în ăștia 150.000 de km, pe partea de motor, în afară de consumabile, n-am schimbat absolut nimic, n-am avut pierderi de ulei, n-am avut pierderi de antigel, n-am avut absolut nimic. Iar pe partea de cutie de viteze, i-am făcut revizia acum vreo 10-15.000 de km, cum am zis anterior, și cutia se comportă foarte bine, adică n-am avut probleme cu ea vreodată să-mi intre în avarie sau ceva de genul ăsta. Bineînțeles, poate dacă era un model mai puternic sau vreun benzinar de 4-500 de cai, poate că și cutia era mai solicitată și poate ceda până la kilometri ăștia, dar cred că e destul de greu să găsești un benzinar bine. Am văzut recent un 440i care avea 340.000 de kilometri. Deci sunt și oameni care unul la mână își permit carburantul ăla zilnic și țin mașina aia pentru daily. Într-adevăr, poate are o altă uzură față de un diesel și poate că acolo te-ai aștepta să te mai lase cutia, pentru că din când în când o să mergi mai agresiv cu ea, o să mergi mai tare și e normal să fie alte presiuni pe ea. Însă la mașina asta sunt oarecum mulțumit de faptul că nici nu prea mă împinge de la spate să merg tare și mă bucură faptul că, nu știu, e o cutie destul de bine echilibrată, ai turații destul de mici, ai 9 trepte, mă uitam acum că sunt în treapta 8-a. Și mașina per total este o mașină bătrânească, cum au zis mulți în momentul în care am achiziționat-o. Ce faci, frate, la anii tăi îți cumperi Mercedes, mașină de bătrân, mai bine îți cumperi și tu un 5R Mega Full. Da, poate că este mai sportiv, este mai agresiv un Serie 5, adică are și el avantajele lui, dar eu am vrut mașina asta pentru că îmi place mai mult partea de interior. Pe partea de exterior e discutabil, pachetul AMG într-adevăr schimbă foarte mult mașina, cum și la G30 schimbă foarte mult mașina un pachet M, însă crește și prețul, bineînțeles, pentru că și de nou a fost mai scump un Serie 5 cu pachet M sau un E-Class cu pachet AMG, adică fiecare mașină are avantajele și dezavantajele ei. Și eu tind să cred că mașina asta oricum și când a fost cumpărată de nou, având în vedere că este proveniență Belgia, a fost cumpărată pentru configurația în care este făcută mașina, nu neapărat pentru putere. Știți foarte bine că în Belgia se plătesc taxele la kilowatt, pe lângă faptul că probabil taxele erau destul de accesibile având în vedere că mașina are 110 kW, cu atât mai bine că are și destul de multe dotări, adică și belgianul probabil ce a avut-o de nou. Bine, eu am cumpărat-o practic la 4 ani după ce s-a fabricat, cam ăla a fost timpul. A făcut cu ea 115.000, 118.000, a ieșit mașina de leasing și a adus-o înapoi la firma de leasing ce a avut mașina, să zicem, încă de la început. Pentru că ăsta este cursul. Se cumpără o mașină nouă, se plătesc ratele leasingului la ea. E leasing operațional în cele mai multe cazuri. Se termină ratele sau leasingul și este adusă din nou la firma de leasing, este listată la licitații și de acolo diferiți dealer, cum și eu licitez și alții, le licităm și dacă ne acceptă oferta, se vinde mașina. Cam ăsta este oarecum cursul mașinilor de pe Adesa, actualul OpenLine, deși multă lume la ora actuală parcă tot după numele de Adesa știe site-ul respectiv. Deci 150.000 de kilometri, pentru mine mașina asta probabil va rămâne printre cele mai fiabile, deși uite, Loganul l-am luat la 70.000, cineva e nervos, n-are răbdare, ok, la 75.000 parcă și acum are 250.000, deci Loganul are 180.000 de kilometri. Practic aia este cea mai fiabilă mașină, să zic, pe care am condus-o, pentru că într-adevăr are ambreiaj original, turbină originale, injectoare originale și acolo e o situație similară în ideea că s-au schimbat strict consumabile și cam atât. Adică, bine, nici nu e foarte complicat Loganul, e o mașină Euro 4 fără DPF, adică nici nu prea are ce să pice foarte mult la ea, plus că reparația la mașina asta, dacă pică ceva scump, e cam cât este Loganul, poate chiar mai mult, dar Loganul probabil de aia nici nu cred că o să fie vândut prea curând, pentru că nici nu mai valorează foarte, foarte mult și mai intervine și valoarea sentimentală. De asta poate și pe mașina asta, dacă aș primi un preț poate mai mult decât face ea la ora actuală, nu cred că m-aș îndura de ea
și pe partea asta de valoare sentimentală, pentru că, după cum am zis pe la început, este cam vârful pentru mine pe partea de mașini personale. Și chiar dacă mi-aș cumpăra ceva de generație mai nouă, aș mai câștiga poate niște LED-uri, niște ceasuri digitale, poate niște faruri un pic mai inteligente, dar nu ar fi un upgrade atât de mare. Și poate de asta am și vrut oarecum să rămân cu mașina asta, pentru că ai Apple CarPlay, ai sistem audio ok, adică se aude foarte bine Burmester, ai faruri inteligente cu decupaj, cu toate funcțiile posibile în momentul în care s-a fabricat mașina, ai ceasuri digitale care oricum pot fi schimbate, eu de obicei merg pe astea pentru că vezi mai bine turanțiile, viteza, dar pot fi și astea schimbate, am panoramic, care este panoramic din două bucăți, poate fi folosit și ca și trapă și ca și panoramic, am alertă la un ghimor, diferite sisteme de siguranță, frânare de urgență, nu am distronic într-adevăr, dar n-a fost ceva care să mă dea înapoi. Am head-up display, am scaune full electrice cu memorii, sunt încălzite pe 3 trepte, poți să îți bagi joc de cel din dreapta dacă vrei, să poți să-i reglezi scaunul cum vrei tu, bine, sub formă de glumă, bineînțeles. Adică am tehnologie de ultimă generație oarecum, sunt la modelele mai noi și anumite tehnologii mai noi, dar sincer să fiu, nici nu le duc, nu știu, nu simt nevoia de ele, adică nu e ca și cum... Dacă mașina asta n-are avertizare la părăsirea benzii și nu-mi ia volanul din mână, n-aș mai merge cu ea. Pentru că mașina asta, cam în fiecare zi când merg cu ea, parcă tot mă face așa fericit și parcă nu m-am plictisit de ea. Și chiar dacă mi-aș cumpăra un model mai nou, ar fi probabil peste asta, dar nu foarte mult, în ideea că nu știu dacă aș avea aceeași bucurie pe care am avut-o în momentul în care am cumpărat-o pe asta. Pentru că asta a fost un mare, mare upgrade și de asta probabil are și valoarea pe care o are și... mi-ar fi greu oarecum să o vând. Deci și de-a lungul timpului am mai avut diferite oferte pentru ea. Așadar, nu am avut probleme cu ea. Poate sunt eu norocos, pentru că știu că sunt multe persoane, cel puțin pe partea de AdBlue și senzor NOx, au avut probleme. Însă sunt extrem de mulțumit de ea. N-am avut probleme mai deloc, în afară de consumabile. N-am schimbat nimic mai grav. Și de asta mi-e greu să mă despar de ea. Chiar dacă și nici nu sunt la modul... nu se mai merg cu ea, că îi fac kilometri și nu mai vând. Eu sunt de părere că și la 400.000 de kilometri poți să vinzi o mașină dacă cineva înțelege anumite aspecte și mașina are prețul corect pentru rulajul ăla. Adică, exact cum am zis și la mașinile alea cu 340.000 și G30-ul și F10-le, ok, au kilometri ăștia, dar sunt mai ieftine cu 5, 6, 7, 8 mii de euro față de una cu 150.000. E normal să aibă alt preț. Acum, na, mă rog, n-ar vrea să mai intru nici în polemica asta, pentru că știu că fiecare om își va lăuda mașina lui. Și v-am zis, mie nu mi se par mulți kilometri, 150.000 în 3 ani, nu mi se par mulți. Mai ales la o mașină care vine din Olanda, din Germania, din țări civilizate unde ai autostrăzi. Adică eu am fost în Austria de Revelion cu mașina asta și am fost să vizitez, mă rog, un punct turistic. Am făcut 330 de kilometri în 3 ore, adică am avut peste 100 la oră viteză medie. Păi... dus întors am făcut 600 de kilometri în 6 ore. Și la noi, într-adevăr, îi faci în 12 ore, dar nu contează asta. Mă refer că acolo kilometrii sunt făcuți în alte condiții și faci kilometri foarte repede. Adică de multe ori cred că nici nu realizezi, dacă trăiești într-o țară de genul ăsta, nu realizezi faptul că, nu știu, ai cumpărat-o la 0 km și ai făcut 200.000 în 4-5 ani. Și probabil mașina aia încă e într-o stare foarte bună, doar că ei nu prea vor să-și mai bată capul. Adică și-a terminat leasing-ul, gata, la vânzare. Da, mașinile merg și peste 200.000 de kilometri, cam asta vreau eu să pun în revistă și oricum marea majoritate au kilometri dați înapoi, mai ales la mașinile astea mai căutate. Adică e greu să mai găsești o mașină un kilometri puțin și să fie și ieftină. Pentru că, în general, dacă are kilometri puțini, o plătești. Așadar, ăsta este episodul, eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!